Book of Matthew chapter 15 Evangelia dupa Matei, 15, verses 21 through 28 Versetele 21 până 28 Yeshua yatsa mi sham ufaras el shvivot sur vesidon vehine yatsa me oto ha haisha ha kanit bizaka elav racham elai adoni ben david ביתי מעונה מאוד על ידי שד, אך הוא לא השיב לה דבר. ניגשו תלמידיו וביקשו ממנו, שלח אותה, כי היא שוחקת אחרינו. ענה ישוע ואמר, לא נשלחתי אלא אל הצאן העובדות אשר לבית ישראל. היא התקרבה, השתחווה לו ואמרה, אדוני, עזור לי. השיב לה באמרו, לא נאה לקחת את הלחם של הבנים ולזרוק אותו לכלבים. אמרה לו, כן, אדוני, אבל אפילו הכלבים אוכלים מן הפרורים הנופלים משולחן אדוניהם. אמר לה ישוע, אישה גדולה אמונתך, Ehi la Ube oto bita. Isus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el, Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fica mea este muncită rău de un drac! El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor, dă drumul, că strigă după noi. Trept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat, zicând, Doamne, ajută-mă! Trept răspuns, el i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Na lășevet? So you do speak Hebrew. Vedeți că înțelegeți evreiește? Some time ago, a pastor asked his congregants a question. În urmă cu câteva vreme, un pastor și-a întrebat, întrebat uh, membrii bisericii următorul lucru. He asked them, how do you feel about your life? I-a întrebat, ce impresie, ce simțământ aveți cu privire la viața voastră? The most frequent response was discouraged. Mai a fost acesta, Sunt descurajat. How could this be? We have the fruit of the spirit. Cum se poate întâmpla asemenea lucru? Noi avem Duhului the peace that passes all understanding. Pacea care întrece orice este a noastră. The indwelling of the Holy Spirit. Înlocuirea de către Duhul Sfânt este a noastră.

The passage of Scripture that we're going to study this evening is all about finding God's order. In the same way that God will not move in your life if you're out of His order, the kingdom of God will not be established. Împărăția lui Dumnezeu nu va fi stabilită unless Israel comes into God's order, Decât în momentul în care Israel intră în ordinea pe care Dumnezeu o stabilește. Look, if you would, to verse one. Să privim primul verset. It says that Yeshua went forth. Versetul 21. Isus a plecat de acolo. This is the same term that means for the children of Israel to go forth from Egypt. Același termen s-a folosit când s-a spus că copiii lui Israel au plecat din Egipt. It's the same word for the Exodus. Uh, pentru acel exod este exact același termen. The term Exodus always relates to redemption. Termenul exod se referă întotdeauna la răscumpărare. The rabbis of the first redemption, the coming forth out of Egypt. Rabinii vorbesc despre prima răscumpărare, acea ieșire din Egipt.

Isus pleacă de acolo. That there is the Galilee. Acel acolo este Galileea. The Galilee is important biblically speaking. Galileea este important un termen biblic. In the book of Isaiah chapter 9, În Isaia verset capitolul 9, God will begin his work of redemption in the Galilee. Spune că Dumnezeu va începe lucrarea răscumpărării în Galileea. So, why is Yeshua leaving this location? Atunci ne de ce pleacă Isus de acolo? And withdrawing to another region. Și se retrage într -o altă zonă Into Lebanon, to the areas of Tsur ve Sidon. Se duce în Liban, la Tir și Sidon. The answer is that one very important role of Messiah. Răspunsul este acesta, unul din rolurile Fundamental is to bring the people out of exile. These people who were in Tyre and Sidon. It was a Jewish community 2,000 years ago. He went there presumably

Unless you understand what is happening after that word, behold. Ce se după acel cuvânt, iată. It says here that a woman also went forth. Zice că și o a that same word for going forth appears. A pleca, a ieși, apare și în ei. The reason for this is simply if you've missed the context of redemption the first time. It gives you to learn that. Motivul acestei apariții a cuvântului, a doua apariție, este ca nu cumva să scăpăm contextul acesta al răscumpărării. This woman is not Jewish. Femeia aceasta nu era evreică. She's from the area of Lebanon, but she is called a Canaanite woman. E, ea vine din Liban, însă ne spune că este o femeie cananeancă. Now, in other passages, she is called Syrophonician. About here, the word Canaanite appears. In some ways, we're talking about the same area. Unele sensuri, vorbim despre același, aceeași zonă. But why the change in terminology? The word Canaanite is a Hebrew word. Cuvântul canan cananit este un cuvânt evreiesc. It comes from a word which means to submit. Vine dintr-un cuvânt care înseamnă a te supune. Și mai mult ca oricine altcineva din Noul Testament, this woman submits. vedem că această femeie se supune. O întrebare înțeleaptă pe care ar trebui să ne opunem. Is to submit for what. Este aceasta să mă, supui, să mă supun cui sau pentru ce. Și răspunsul este simplu: pentru ca ordinea pe care o aduce Dumnezeu să îi se facă cunoscută. This woman does something. Femeia aceasta face ceva. In fact, I think a lot of women does this. De fapt, cred că multe femei fac acest lucru. I know my wife does it frequently. This woman yells at him. După el. Now once more we see that she yells for a purpose. Vedem că ea cu scop. She beseeches Yeshua. Îl roagă pe Isus. Îi cere milă. Cum ai defini cuvântul milă? Too Prea mulți oameni privesc înspre acest cuvânt și se gândesc că Dumnezeu prin, uh, prin milă îmi dă ceea ce vreau eu. Ceea ce mi se pare că îmi trebuie, că e mai bine pentru mine. That is not mercy. Însă nu aceea este mila. That's the foundation of idolatry. Aceea este temelia idolatriei. One chooses an idol. Oamenii își aleg idoli based upon what that idol promises to do. În uh, funcție de ceea ce idolul acela le promite. The biblical word for mercy. Cuvântul uh, biblic pentru milă is the word rachamim. Este rachamim. It comes from the same Hebrew word rechem vine din același, aceeași rădăcină evreiască, rehem. Very good. That word rehem means the womb of a woman. Rehem înseamnă pântecele unei femei. But it's only called a womb if there's a child inside. Însă traducem cu pântece doar dacă este acolo și un copilăș. That womb controls so much of the woman. Uh, porțiunea aceea a corpului are așa o mare influență asupra vieții femeii. Și tot ce face pântecele este pentru binele copilașului care se formează acolo. Dacă o femeie este însărcinată it's a hot day, și o zi toridă she'll be than her uh, ei îi va fi mai cald decât soțului ei. Because the womb will take her ability to cool itself. Pentru că pântecele în baza abilității ei de a se răci, de a se răcori, to keep that baby comfortable. va face ca acel copilaș, acelui copilaș să-i fie bine. She makes a very strong statement when she says, "Be merciful unto me." Femeia aceasta spune ceva tare când spune, "Ai milă de mine." Fă-mi ce este mai bine pentru situația mea. Not according to her thoughts, nu după felul în care gândește ea. Her plans, planul ei. But she Ci îl recunoaște pe Isus. This gentile woman, această femeie dintre neamuri, this canaanite, această cananeancă, she recognizes Yeshua as Ben David, îl recunoaște pe Isus ca fiind fiul lui David. David. Fiul lui David. She tells what the problem is. Și ea arată care e problema. My daughter Fica mea este muncită de un drac. you will hear people tell you. De multe ori o să-i pe oameni povestind. When you pray, be specific. Când te rogi, fi specific. Usually that means tell God exactly what you want. De obicei oamenii înțeleg în felul acesta. Spune lui Dumnezeu ce vrei. If you follow that you're going to be discouraged. Dacă vei face așa, vei ajunge descurajat. If you follow that you're going to be frustrated spiritually. Dacă urmezi acest sfat, vei ajunge să fii frustrat spiritual. Share with God the problem. Mai degrabă, împărtășește lui Dumnezeu care este problema ta. Spune i care e nevoia. Însă să te aștepți la soluția lui Dumnezeu. După ordinea pe care El o creează, nu după cea pe care ne o facem noi. De Așa de multe ori în viața mea, m-am rugat ca Dumnezeu să lucreze. And He did move și a lucrat he provided, a purtat de grijă însă deoarece el nu a purtat de grijă în felul în care m-am așteptat eu și acum mi se părea mie că ar trebui să acționeze am ratat am scăpat ceea ce el avea pregătit pentru mine în mod evident She uses a term for Messiah She pentru Mesia, the son of David, fiul lui David, which implies David as a warrior. Care face la că David, era David as the one who overcomes and defeats the enemy. David, cel care pe she simply wants him to do his job. Și făcea apel la Isus ca să își intre în rol pentru ea. And defeat this demon. Și să biruiască duhul rău din fica ei. Reasonable request. E o, cerință bună. Verse 23. Versetul 23. But. Însă. that's a big word here. Un cuvânt mare aici. But we see that Yeshua did nothing. Vedem că Isus nu i-a răspuns niciun cuvânt. He responded not a word to this woman. Nici un cuvânt. Now many people would give up. Mulți oameni în faza aceasta ar renunța. Many people would simply say he doesn't want to bless me. Mulți s-ar gândi, el nu vrea să mă binecuvânteze. Some might say it's because of my ethnicity. Unii pot ar spune se datorează etniei mele. But this woman was persistent. Însă femeia aceasta a perseverat. When you know that you have a righteous case before God. Când știi că problema ta e o problemă curată, o nevoie reală. A plea that is in accordance with his order. Și o cerință care este după voia lui Dumnezeu. Don't stop praying. Nu renunța. Look at verse 23, the second half. Privim versetul 23, a doua jumătate. The disciples get involved. Se implică în they approach and request it from him, that is from Yeshua, și el rugat that he would say something, să spună ceva, that he would do something. Să facă ceva. Not what I would expect. Nu ceea ce -aș fi eu. They beseech him to send. her away. Ie le roagă să o trimită de acolo. Because she's continuing to yell out. Pentru că ea tot strige după ei. Versetul 24. Finally, în sfârșit, after yelling, în, după toate strigatele acestea. Over and over, repetate. Yeshua responds. Isus răspunde. He simply says, și zice în mod simplu. I was not sent only to the lost sheep of the house of Israel. Some people would say. Unii ar spune, there is the answer. Iată She is a Canaanite. Este She's a Gentile. Este She's not part of the promises of God. Nu intră în promisiunile lui Dumnezeu. It says at the end of this verse, the house of Israel. Spune în sfârșitul versetului, Casa lui Israel. Many people think that as believers, mulți cred că noi ca și Gentile believers, we have no connection with Israel. N nicio legătură cu Israel. But let's look at another verse. Un să ne uităm la alt verset. Genesis chapter 28. Genesa 28. Now this passage of scripture is very important for knowing the right definition of Israel. Acest pasaj din Genesa 28 este foarte important dacă vrem să înțelegem ce înseamnă Israel. Just one verse, verse 3. Versetul 3. And El Shaddai. El Shaddai, Dumnezeul cel atotputernic. What does that mean that term for God El Shaddai? Ce înseamnă termenul acesta El Shaddai? Many Bibles may translate it the God who is almighty. Multe Biblii traduc Dumnezeu care este atotputernic. But it's actually three Hebrew words. Însă sunt de fapt trei cuvinte în ebreiește. The first one I'm sure you all know. Primul, sunt sigur că toți îl cunoașteți. The word El, simply God. El, Dumnezeu. But the second two, Shaddai. Însă, cuvânt, următoarele două, Shaddai. Two words, which means simply that which is sufficient. Două cuvinte care înseamnă, în modul cel mai simplu, ceea ce este îndeajuns. It is the name for God that tells us that He is sufficient este numele lui Dumnezeu care ne învață că El este îndeajuns pentru toate lucrurile. Nu trebuie să căutăm pe altul, niciun Dumnezeu fals, nici o religie lipsită de adevăr. Însă ne apropiem de Dumnezeu care este în toate lucrurile îndeajuns. and el should die that he might bless you. Cel puternic să te and make you fruitful and multiply you. Să te facă să și să te and that you shall become. Ca să who's he speaking to? Cui vorbește? Jacob. jacob. jacob has another name. Jacob are un alt nume. israel. israel. He tells that Jacob is going to become a kahal. Spune că va deveni un kahal. It means a congregation. O adunare. Israel, biblically speaking, Israel în biblic, is a congregation of amim, este o adunare de amim. peoples. Uh, popoare. Israel, Jewish people, is one of them. Israel, evrei sunt unul din aceste popoare. Însă ordinea lui Dumnezeu este aceasta. Vor fi alții din orice neam, din orice seminție, de orice limbă. Care vor intra în in această adunare. Let's go ceată de noroade. Ne întoarcem la Matei 15. When she hears that Yeshua was only sent to the lost sheep of Israel, când aude că Iisus a fost trimis numai la oile pierdute ale lui Israel, the text says she went home frustrated. Textul spune că ea a plecat acasă frustrată. She left discouraged. A plecat descurajată. No, it does not. Nu. Nu spune she așa. She comes before him. Și vine înaintea lui. She comes before him and prostrates herself before him. Se proșterne înaintea a lui. An act of worship is an act of kinare. And she still calls him Lord. She spune doamne. This sentence did not exclude her. Aceasta propoziție nu a excluso. In fact, what she said in that same verse de fapt, ceea ce a spus în verset, basically means, "Fine, now help me." înseamnă am înțeles, acum te rog, ajută-mă. Versetul 26. The third time we're going to see in this verse Pentru a treia oară vom vedea în acest verset that apparently Yeshua brushes her off. Că Isus o dă la o parte. Versetul 26. Versetul 26. Yeshua responds and says to her. El răspunde și îi zice. It's not appropriate to take the bread of the children nu este bine să iei and throw them to the dogs. Și la now, for many people, that verse is highly problematic. Mulți oameni, acest multe is the intent of Messiah here? Care e to call Gentiles dogs? Că cei sunt câini. I've read many commentators that have said yes. Mulți spun, da. We need to pray for them. Să ne rugăm așa, Remember the most important thing I shared with you about this passage. This is not a lesson about different ethnic groups. Aici nu avem o lecție despre diferite this is a lesson about the order of God. Este o pe care o aduce God's plan to establish His kingdom has an order. And God will not establish that kingdom until that order is taken, is taken to place. It takes place. Și Dumnezeu nu își va institui împărăția decât în momentul în care acea ordine este împlinită. După ce aude această uh, propoziție, nu-i bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la câini. Notice her response. Observați răspunsul ei. She's not angry. Nu se mânie. She's not offended. Uh, nici nu o vedem ofuscată. she simply says yes. Pur și simplu spune, da. what she's doing is affirming god's order. she acknowledges that israel is paramount in the kingdom being established. Importanța lui israel în stabilirea lui Dumnezeu. the prophets demand it. Prorocii necer cer lucrul acesta. In the same way in this passage, în același mod, în acest pasaj, Yeshua goes out to the Gentile nations, Isus pleacă printre neamuri into two cities which were known to have a large Jewish population. În două orașe în care se știe că era uh, o comunitate evreiască mare.

Ezekiel 37 ne vorbește despre ceva foarte important. Nu îi va mântui în exil ca să îi întoarcă. Ezekiel Ci Ezekiel ne spune că ei se vor întoarce în țară idolatri fiind. But in that last day, Însă în ziua aceea de pe urmă, își vor întoarce spatele Dumnezeilor păgâni ca să l îmbrățișeze pe același mântuitor pe care tu l-ai îmbrățișat. Nu există un mod de mântuire pentru un evreu și altul pentru neamuri. Femeia aceasta spune în versetul 27, Yes, my lord. Da, domnul meu. But even the dogs eat from the crumbs that fall from the table of their master. Dar și câțcei mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. First, my tree is going to eat, mai întâi Israel va mânca, and then the nations are going to partake. Apoi și națiunile, națiunile vor avea parte. i want to tell you a true story about an experience with two dogs. one of my favorite families to visit in america lives in fort lauderdale, florida. in fort lauderdale, in florida. and every week they open up their home to fellow jewish believers. Fiecare săptămână și deschid pentru alți to observe the sabbath. ca să petreacă împreună sabatul. Now, they study, ei studiază, they pray, se roagă, they worship, se închină, but mostly they eat. Dar mai mult decât acestea mănâncă împreună. Everyone who comes on that Sabbath morning, toți cei care vin în dimineața de sabat, Aduc multă mâncare cu ei pe tăvi. Now, these two dogs, little white dogs, when someone comes and knocks on the door, they bark, they seem angry.

We were getting ready for the afternoon service. And there were those two white dogs in the corner half asleep. I saw a piece of meat on the floor.

The dogs don't complain that they get the food a little later. The order doesn't bother them because, in the end, they will be satisfied. We've learned that this passage of scripture deals with redemption. vor fi sătui. Aici învățăm că acest pasaj are a face cu răscumpărarea. În limbajul biblic sunt două cuvinte pentru răscumpărare. They're translated into English, with one redemption. În engleză folosim un singur termen, redemption. But they mean something very different. Însă au înțelesuri diferite. The first word means the payment for redemption. Primul termen are a face cu plata pentru răscumpărare. În Noul Testament aceasta reprezintă crucea. Plata de plină pe care Mesia a dat-o pentru toate păcatele noastre. The second word that relates to redemption. Al doilea cuvânt care are a face cu, cu răscumpărarea Relates to the outcome of that work. Arată rezultatul acelei lucrări. The outcome of that payment. Rezultatul acelei plăți. Which the rabbis define with one word. Rabbinii defines acest rezultat cu un singur cuvânt. The kingdom. Împărăția. This woman understood. Femeia aceasta a înțeles. According to God's order. După ordinea stabilită de Dumnezeu. Everyone who embraces it. Toți cei care îmbrățișează, care primesc această ordine, are going to see their needs being met. care se supun acestei ordini, își vor avea nevoile uh, împlinite. Every type of need, orice fel de nevoie fizică și orice nevoie spirituală. When this woman said the all important word, yes. Când femeia aceasta a spus cuvântul cel mai important, da.

say and respond in this way. După ce am auzit răspunsul acestei femei, Yeshua addressed her personally. Isus îi vorbește direct. He said, "Woman." A spus femeie. Great is your faith. Mare este credința ta. It shall be done according to your will. Se va face așa cum voiești tu. What does that mean? Ce înseamnă? She agreed to Ea s-a pus de acord cu voia lui Dumnezeu. knew that God's plan and purposes. A știut că planul lui Dumnezeu și scopurile lui. His order of all things. Ordinea lui generală. Aduce biruință. It defeats the enemy. Biruiește pe cel rău. The enemies which are too great for us. Biruiește pe vrăjmașii care sunt prea mari pentru noi.

And that same son of David is waiting before you. Și același fiu al lui David așteaptă înaintea ta. Ready to move in your life. Gata să acționeze în tine. Ready to remove all those feelings of discouragement. Gata să dea o parte toate simțămintele acelea de descurajare. And to bring about the goodness of his kingdom. Și să aducă bunătatea împărăției lui în tine. Even on that day. Yeshua said, "Woman, Jesus a spus femeie, great is your faith. Maria este credința ta. It shall be done according to your will. Se va face așa cum voești tu. And that very hour, și în chiar în acela. You see, when we get right with God, vedet când noi ne supunem lui Dumnezeu. He doesn't delay. El nu întârzie. His movement comes immediately. El acționează atunci. His power will be released." puterea lui va fi uh, slobozită și ordinea ordinea lui ne aduce mulțumirea And her daughter was healed. Fica ei s-a tămăduit. Some of us here tonight unii dintre noi în această seară need that same type of healing. au nevoie de același fel de vindecare We are being afflicted by thoughts of discouragement, suntem chinuiți de gânduri de descurajare doubts îndoieli. Feelings that God may not be interested in me. Simțămintele acestea că poate nu-i pasă lui Dumnezeu de mine. That when I speak, he is silent. Că atunci când vorbesc eu, el tace. That I'm not good enough. Că nu sunt destul de bun. That he's not interested in my hurts, my problems, my despair. Că nu-i pasă de durerile mele, de disperarea mea. But when you approach him with the word Yes. Însă, când te apropii de el cu cuvântul acesta, May da, your will be done. Da. Facă se, facă se voia ta. And not mine. Și nu voia mea. God moves. Dumnezeu acționează. I'm gonna close with this. Vreau să închei cu ceea ce urmează. Unul din lucrurile cele mai pline de aroganță pe care le putem face ca și ființe umane

Cerem ca el să binecuvânteze ordinea noastră. I promise he won't. Vă promit, nu o va face. Because he loves you. Nu o va face, nu o va face pentru că te iubește. And his plan and his order for your life is so superior to what you're seeking. Planul lui, ordinea lui pentru viața ta depășește, nespus de mult ceea ce poți tu gândi. Let's pray. Haideți să ne rugăm! O Lord our God, Doamne, Dumnezeul nostru, we confess that we can be a stubborn people. Că putem fi we can want our ways and will not compromise. Vrem ceea ce vrem noi și nu vreun compromis. But teach us that you will not compromise on your good order. Give us a heart that is broken one that is contrite una care disciplina de pocăință that you might establish it pentru ca tu să stabilești that we might hear from you să stabilisști înțeresți inima noastră și să auzim ta. your will for our life voia ta. your order to each and every day să îți alegem ordinea ta pentru and that we might be wise enough and humble enough Doamne, de și de to simply say, Yes, Lord. Ca să spunem, da, In that blessed name of Messiah Yeshua, în al lui Iisus, Mesia, we all say, Amen. Și